Sofa de Psihodietă le vine în ajutor celor care nu reușesc sub nicio formă să scape de grăsimea acumulată în jurul abdomenului. Bine ai venit, Anca Lungulesei. Bine te-am regăsit. De ce este, domne, atât de greu să scăpăm de grăsimea asta de aici, de la burtică? Păi nu știu, parcă se așează așa și nu, nu pleacă. Adică am văzut persoane slabe, cu picioare slabe, brațe slabe și cu burtica mare, cu colăcelul acela. Da, da, da. Inclusiv sunt persoane care sunt în plin proces de slăbire, se subțiază peste tot, mai puțin în zona abdominală. Și lucrul ăsta ne indică un aspect foarte important, că există un nivel ridicat inflamatoriu în organism. Și acesta ar fi primul pas, adică să ne concentrăm pe alimente care au rolul de a scădea inflamațiile la nivelul întregului organism. Pentru că inflamațiile înseamnă predispoziție către boală. Nu acum, dar într-un viitor. Da? Deci acesta ar fi semnul dacă nu reușim să scăpăm ușor de grăsimea din jurul abdomenului? Exact, acesta ar fi un semnal. Un alt semnal ar fi să ne uităm un pic, să vedem care sunt obiceiurile noastre alimentare și ce alimente consumăm cu preponderență. Consumul foarte mare de zahăr și de carbohidrați în general, care se asimilează foarte rapid și se transformă tot în zahăr în momentul în care ajung în organism, tot în glucoză, generează această căptușeală de grăsime, deoarece organismul, ca să se protejeze, îmbracă organele interne în grăsime. Deci tu spui că în funcție de alimentele pe care le consumăm, grăsimea se depune în anumite locuri. În special în zona burții, da. Deci ne spune că acolo este loc inflamat și ar trebui să scădem inflamațiile și ne mai spune faptul că consumul este prea mare de zahăr în fiecare zi, de zahăr alb rafinat. Care este soluția? Soluția, ca de obicei, că toată lumea caută soluții minune, am făcut și un top al alimentelor care ajută la scăderea burții, da? Și sunt, uite, le-am scris aici pe tabla noastră, eu recomand să tratăm grăsimea cu grăsime, da? Adică să ardem grăsimea cu ajutorul grăsimilor alimentare. Foarte multă lume face confuzie între grăsimea pe care o aduce din alimentație și grăsimea care este depusă în jurul corpului. Nu este același lucru. Da? Deci să nu ne fie frică să consumăm grăsimi, dar atenție că nu orice tip de grăsime asta este sănătoasă. Adică, cum am mâncat eu niște cărniță de porc, nu e indicat. Nu zice că nu e indicat. Poți să guști, da, din când în când, dar să nu-ți faci un obicei neapărat din asta. Da? Bun. Să optăm și să creștem consumul de grăsimi mononesaturate. Acestea sunt grăsimile sănătoase, despre care toată lumea știe că scad colesterolul rău și cresc colesterolul bun. Deci aduc aceste grăsimi mononesaturate aduc beneficii în organism. Un alt rol al grăsimilor mononesaturate este că scad inflamațiile despre care am vorbit mai devreme. Sunt bogate în omega-3 și au rolul de a scădea inflamațiile din organism. Și asta ce înseamnă? Corpul începe să se subțieze. Și începem să dăm jos din locuri în care este foarte dificil să dăm jos. În mod normal. În mod normal, da, cu o alimentație clasică. Tot aportul de grăsimi ajută la sintetizarea și la absorpția anumitor vitamine care sunt liposolubile și care nu pot fi absorbite decât în prezența grăsimilor. Deci recomandarea este să aducem aport zilnic de grăsimi, iar lista pe care am făcut-o eu, lista scurtă, este avocado, care pe lângă grăsimi sănătoase și fibre conține și potasiu și e foarte valoros pentru organism. Cât de des ar trebui să folosim avocado și în ce cantitate? Eu mănânc în fiecare zi. Și mi-e tare bine. Un avocado? Depinde de la zi la zi, dar putem să jonglăm între jumătate de avocado și un avocado. Evident că depinde foarte mult și de mărimea lui. Da? Dar el face și rău în cantități mai mari? Trebuie să explicăm un pic acest rău. Nu cred că poate să-ți fac cât avocado poți să mănânci într-o zi. 3 bucăți, să zicem. Mănânci astăzi, dar mănânci și mâine tot 3 bucăți? Că aici e de văzut. Adică dacă ai un obicei, a consumat atât de mult sunt avocado. Sunt iubitor de avocado, de asta sunt, spun, care ar mânca avocado în orice combinație. Sigur, și sigur. E foarte important să avem grijă și la cantitatea de grăsimi pe care o aducem în organism. Nu putem să mâncăm toată ziua numai grăsimi. Fetelor, eu cred că dacă mănânci 3 avocado pe zi, ești ok. Adică ce bani trebuie să ai? Să mănânci 3 avocado. Uite, la asta nu m-am gândit. Ți-ai făcut toate operațiile de care ai nevoie. Uite, la asta chiar nu m-am gândit. Să știi, ai extras un punct foarte valoros. Le zic cum le văd. Bun. Mai departe, după avocado, recomand să consumăm în fiecare zi nuci. Da, deci nuci românești, migdale, deci orice tip de nucă care este bogată în grăsime aduce și aport alune de omega. Alune de pădure, iarăși sunt foarte sățioase și foarte grase.
Caju este ok, doar că conține și cantitate mare de zaharuri și atunci aș reduce migdale. Mai degrabă migdale. Ideal e atunci când consumăm nuci să le și hidratăm, pentru că prin hidratare ele se digeră mult mai ușor. Exact. Apoi trecem la somon, care are și vitamina D. Ce bine 3. Că mănânc somon de 2 luni. Vă zic, super. Deci fiecare zi mănânc somon. Super. O duci rău și tot așa, 3 somon pe zi. Da, ți-o așa de bine. Da, ai făcut repede un calcul, nu? Și vezi că am și frigiderul plin de avocado, ca să știi. Păi Adela are 3 copii, acum. Mănâncă avocado, așa, mănâncă. Bun. Ouăle, iarăși sunt o sursă valoroasă, este o sursă proteică, dar ouă induce foarte ușor sațietatea și ne dă o stare de bine. Deci atunci când consumăm ouă, imediat ne săturăm, ne dă o stare de bine și apropo de asta s-a făcut un studiu la un moment dat și a demonstrat că persoanele care au consumat mai des ouă versus persoanele care consumau mai des covrigei, au slăbit mai rapid cei care au avut consum mai des de ouă. Deci ar fi bine să punem atenția și pe ouă. Evident, nu zilnic aici, da? Și să nu mă întreb de 3. Mereu am vrut să întreb asta pe cineva. Cum e mai bine să consumăm oul? Fiert? Am înțeles că fiert moale e cel mai bine. E adevărat? Mie nu prea îmi place. Ceva... E o fi bine, dar mie nu prea îmi place ăla, cum se numește, poșat. Poșat, da. Da. Și cum sună, un poșat? Mănânci unul poșat? Ai, ce poftă mie! Da, plus că e ieftin, Adela. Adică, ce te... Na. Mai bine 3 ouă decât 3 avocado, nu? Eu am rămas blocat la ce zice Adela, care are frigiderul plin de avocado. Am glumit! Stai un pic, 8 avocado și 2 somoni, o garsonieră la distur. Ca să știți piața, da, cum merge. De păpuși. O garsonieră de păpuși, sincer, am murit de râs glumii. Și ca să revin la întrebarea ta, șurubel, important e să-ți placă, Anca, în primul rând, și a râs? Să-ți placă. Am râs sau ce? Cam câte ori ar trebui să mâncăm pe sau să revenim? Măi, să știi că de 2 ori e mai mult decât suficient și evident nu 4-5 ouă odată. Dar uite, aici e un mit apropo de mâncatul ouăleor seara. Noi avem în cultura noastră în România, noi nu mâncăm, nu știu că dacă voi. Că ne pică voi. Greu. Că ne pică greu. Da. Voi ați crescut cu treaba asta să nu mâncați ouă seara? Mai mult la mic dejun, ce-i drept, da. Da, seara mănânci, ai mâncat vreodată ouă? Nu, pentru că noi așa am fost crescuți. Este un mit, adică nu ne pică greu să mâncăm seara ouă. Eu am fost de multe ori în Spania și am rămas surprinsă la început când îi vedeam că mănâncă ouă seara și n-avea nimeni nimica. Deci e foarte important să-l pregătim în forma care ne place. Important e să-l aducem în alimentație, pe un aliment complet. Eu exemplu spaniolilor, că ei și dorm la prânz, scuze. Da, s-ar putea să aibă o legătură. Poate ne apucăm și noi să ne facem siesta. Și ultimul aliment de pe listă, dar cred că este cel mai valoros dintre toate, este uleiul de cocos, care nu conține colesterol și este, ajută foarte mult la scăderea inflamațiilor. Deci ar trebui folosit în alimentație uleiul de cocos? Eu întotdeauna recomand să înlocuim uleiul de floarea soarelui la gătit cu ulei de cocos. Se comportă foarte bine. Dar te rog să specifici, bine. Că eu mult timp n-am folosit ulei de cocos pentru că avea gust de cocos. Există și cel fără gust. Sigur, da. Uleiul de cocos, da. Odorizat, adică care are gust de cocos, să-l folosim la prăjituri și la lucruri dulci sau ceva căruia vrem să-i dăm gustul de cocos. Celălalt, ulei de cocos dezodorizat, nu are gust, nu are miros și se comportă la fel ca orice alt tip de ulei de gătit. Deci nu schimbă gustul mâncării. Eu mă gândesc că noi suntem privilegiați, că tu ești aici în fiecare săptămână cu noi și privilegiați sunt și cei care s-au înscris în campania ta. Și sunt foarte curioasă să aflu chiar acum ce mai fac participanții din campania România Arde Grăsimea. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Abia aștept să-mi spuneți ce rezultate ați avut până acum. Mi-a făcut un nou prieten, cântarul. Așa. Eu am slăbit în aceste 2 săptămâni 7 kg. 7 kg 100. 6 kg jumătate în 2 săptămâni mi s-a părut ireal. Numărul de kilograme, de fapt, reflectă cu exactitate determinarea pe care o au ei și entuziasmul fiecăruia dintre ei. Rezultatul meu pe cele 2 săptămâni cumulate a fost de 5,5 kg. Kilogramele mele pot să spun că au venit pe un fond emoțional, un mâncat emoțional, mai bine spus. Bianca este cea mai emoțională din tot 6. O persoană care are deja un număr de kilograme mult prea mare decât poate corpul ei duce, această teamă de expunere este complet normală, pentru că vine la pachet cu sentimente de frustrare, vine la pachet cu multă rușine și ea a observat la ea tendința de a se izola,
a stat mai mult retrasă o perioadă îndelungată de timp, tocmai pentru a nu se mai expune și a nu se mai simți rușinată de, de numărul de kilograme. Am simțit că nu mai pot duce acest drum de una singură, în lupta mea cu kilogramele, deoarece am mai avut experiențe anterioare în care am slăbit și m-am îngrășat la loc și efectiv nu mai găseam puterea în mine în a începe acest drum singură. Este surprinzător pentru mine. Kilogramele nu sunt atât de multe, adică totuși sunt două. În schimb, într-adevăr, sunt foarte mulți centimetri. Am slăbit deja 2 kg. Talia, la fel, de la 89 la 83. Vreau să spun că am început să port purea. Povestea kilogramelor mele începe cam acum 3 ani și jumătate, lucrând într-un call center. Stăm numai la birou 8 ore, chiar mai mult uneori. Mai bine preferam să-mi iau ceva de ronțăit și mâncam la birou decât să mănânc ceva sănătos și bun. Și atunci au început kilogramele să apară, dar la un moment dat deja m-am văzut că am scăpat de sub control. Cum te simți acum, comparativ cu perioada în care aveai 55 de kilograme, care spui tu că ar fi idealul kilogramelor tale? În primul rând nu mă mai simt eu. Nu mă mai simt bine în pielea mea, nu mă mai regăsesc cum eram eu atunci, nu mă mai simt la fel de frumoasă, să spun, la fel de, nu știu, energică. Orice număr de kilograme în plus pe care îl avem sau surplusul acesta de grăsime pe care îl avem este un surplus de, aș putea o denumi, este ca un strat tampon care te protejează de anumite lucruri care te rănesc. Îmi doresc ca cei de acasă să înțeleagă că cei 6 participanți din campanie chiar mănâncă și mănâncă bine și mănâncă pe săturate și le place ceea ce mănâncă. Adică n-au obținut aceste rezultate înfometându-se. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Wow, 6 kg în 2 7 kg în 2 săptămâni, mi se pare incredibil. Și doar o săptămână de plan alimentar, că de fapt asta e spectaculos și fără sport. Felicitări ție, felicitări participanților. Mulțumim. Și vreau să te întreb de care participant ești mai mândră. Nu cred că am pe cineva anume, că fiecare valoros. Exact, fiecare e atât de valoros în felul lui și s-a creat un grup atât de frumos și de energic. Ei se sprijină deja între ei, câteodată eu nici nu mai intervin pentru că deja știu ce au de făcut. Exact, exact. Da, cel mai important e energia aceasta a grupului și faptul că fac parte din această comunitate și au parte de suportul fiecăruia, e mare lucru. Ce urmează? Urmează până acum, adică în aceste 2 săptămâni, eu am avut ședința individuală de psihodietă cu ei și cu siguranță și aceasta a contribuit la accelerarea rezultatelor, pentru că am ajuns la niște conștientizări foarte importante. Fiecare și-a identificat care a fost blocajul de-a lungul timpului a kilogramelor. Ai zis ceva valoros, mi se pare foarte interesant, cum că noi punem kilograme ca să ne protejăm. Exact, da. Deci grăsimea este un strat tampon și de cele mai multe ori nici nu înțelegem, nici nu bănuim rolul ei, dar când înțelegi de fapt care este rostul și scopul acestor kilograme, e pornești pe un cu totul alt drum. Adică pleci dintr-o zonă în care ți-ai urât efectiv corpul și nu ți-a plăcut de tine. Și apoi înțelegi că de fapt el te-a protejat, într-un fel, dar trebuie în mai întâi să te vindeci. Exact. Ca după ce slăbești să nu te îngrași la loc. Exact. Adică să efectiv să ajungi în punctul în care, și asta am făcut eu cu ei în ședințele de psihodietă, schimbăm semnificația anumitor momente din trecut și oamenii ăștia acum sunt atât de energici și atât de neoprit. Exact, da, exact, pentru că s-au eliberat. Mulțumim foarte mult. Cu mare drag. Așteptăm săptămâna viitoare, abia aștept să văd ce se mai întâmplă. Și eu. Da.